Un popas odihnitor, relaxant, unde credeți că îl facem? Sau mai bine zis, l-am făcut, unde în prezent luăm și cadre respective, purtăm și un dialog cu șefa acestei structuri organizatorice, care are menirea să instruiască tinerii noștri, în mod special copiii, decât la Palatul Copiilor din orașul Orez, orașul ceramicii românești. Capitală, cum ne place nouă să spunem. Stăm de vorbă cu doamna inginer Elena Păunescu, directoarea acestei structuri organizatorice. Doamna directoare, bine v-am găsit și ne pare bine că sunteți sănătoasă, arătați foarte bine și sunteți la datorie. Bună ziua, bine ați venit la noi, ne bucurăm să vă avem oaspeți. Mulțumesc pentru complimente. Da, suntem la datorie, noi nu am stat, pot să spun că decât atunci când a trebuit, am stat acasă, respectăm ceea ce trebuie să respectăm, dar în același timp ne facem și datoria față de instituția pe care o coordonăm. Da. Stimată doamnă, este aproape 1. Am văzut cadre didactice, colegi de ale dumneavoastră, la datorie. Fiecare la biroul ei, fiecare la atelierul de lucru. Cum ați reușit să-i capacitați pe oameni ca în această perioadă apăsătoare datorită acestui virus nenorocit care a distrus foarte, foarte multă lume, cum ați rezolvat problema ca aceste cadre minunate, colegi de ale dumneavoastră, să fie prezente aici la datorie? Da, să facem o lămurire. Chiar vă rog. Colegele pe care le-ați văzut nu sunt cadre didactice, este contabila și secretara instituției. Nu contează, dar sunt prezente da, aici. Noi, echipa de director, secretar, contabil și femeia de servici, am fost prezenți tot timpul. Pentru că trebuie să asigurăm ca și orice casă trebuie îngrijită și în această perioadă noi, acum ați observat că este bine îngrijită casa noastră. Da? Jos pălăria. Din păcate nu putem să avem cadrele didactice alături de noi și copiii, pentru că nu au obiectul muncii în colegii mei, da. Cadrele didactice. În schimb, am făcut pentru colegi o săptămână, vor veni la club să-și amenajeze sala de clasă, fără să fie copiii deocamdată. Sperăm că putem să începem cumva noi, chiar putem să începem cu grupe mici de copii, să ne începem activitatea. Când credeți că să sună telefonul, clopoțelul. Eu cred că la noi va suna la 1 octombrie, așa cum începeam noi activitatea, da, cam în fiecare an, activitatea copiii, efectiv, noi o începeam. Deci ar mai fi vreo 40 de zile, așa, 35 de zile. Da, 40 de zile, să spunem, 40 de zile, da, așa cum da, e într-o acțiune. Doamna directoare, pentru telespectatorii noștri, v-aș ruga să punctați câteva elemente despre istoricul acestei localități, despre elevii care aveți înregimentați pe ateliere de lucru și câte cadre didactice. Da, Clubul Copiilor, mulțumim că ne-ați ocupat palat. Sper să ajungem chiar Palata Copiilor și aici în zonă. Merită asemenea clădire, cadre didactice cu asemenea directoare frumoasă și inteligentă. Eu care o cunosc pe directoare de foarte mulți ani și întotdeauna m-a primit cu zâmbetul pe buze și ori de câte ori ne întâlnim, întotdeauna se oprește, răspunde la întrebările noastre. Este un mare lucru, niciodată nu ne-am întors spatele unui altuia și este un lucru meritos pentru, și pentru mine, dar în mod special pentru dumneavoastră. Vă ascultăm. Vă mulțumesc pentru apreciere. Da, deci Clubul Copiilor Horezu are 9 norme didactice, dar am încercat să diversificăm mai mult, nu numai 9 norme cu 9 cercuri. Avem, pentru că erau solicitări foarte mari pentru un cerc de instrumente populare, am reușit de vreo câțiva ani, de vreo 3 ani, să avem în rândul nostru un coleg foarte bun pe partea aceasta de instrumente populare, da, se numește Cosmin Bădiță. Tradiționale. Da. Îi și urăm succes, miercuri va avea examen de, va participa la examen de titularizare. Aici? Se, mă rog, examenul se va ține la, mă rog. Da, bineînțeles, da, da. El da, pentru, deci dorim să-l avem pentru că este un om valoros. Avem, v-am spus, cercul acesta de instrumente populare, dansuri, ceramică, bineînțeles că trebuie să ducem mai departe tradiția, pictură, ecologie,
Nu putea să lipsească cerealul. Informatică, iară, la ordinea zilei, da. Da, iarăși un cerc cu tradiție de cusături, artă, de artă textilă. Iar eu coordonez un cerc de robotică. De fapt, este de robotică, dar facem tot felul de acțiuni practice, de îndemânare, meseria mea fiind de inginer și axată mea pe activități practice, eu coordonez un astfel de cerc. Avem un cerc de fotbal, tenis de masă. Păi cine aveți titulare aici de la sport? La sport este colegul nostru Șodorescu Constantin. Da, da. Tot, în afară de cercul de, de instrumente populare, unde nu, să sperăm că și colegul nostru va reuși la examen, toți ceilalți colegi sunt titulari în învățământ. Am înțeles. Stabilitate. Nu mi-a spus despre elevi. Câți copii aveți regimentați, câți elevi și de la ce vârstă? Deci la Clubul Copiilor pot să participe copii de la 3 ani până la 19 ani. Anul acesta, mă rog, a fost un an atipic, începând din luna martie, dar noi am avut înscriși peste 1000 de copii, în jur de 1100 de copii. Vin copii... Mai mult decât o școală. Da, dar vedeți, copiii vin aici nu numai de la liceu din Horezu, care știți că este un liceu foarte mare. Da, foarte mare, renumit în întreaga țară. Exact, da. Nu numai în Oltenia. Vin din toate comunele din jurul Horezului, copiii, pentru că neavând un club al copiilor în localitățile lor, vin și vin pentru pasiunile lor. Aici se știe că vin copiii pentru ce sunt ei pasionați. Nu, mă rog, este un învățământ nou formal, copiii sunt mai liberi, își desfășoară activitățile lor liberi și, da, din păcate, suferim mult. Doamna inginer, doamna director, când plecați la concursuri, la olimpiade, eu știu, la manifestări peste granițele județului, poate și în străinătate și sunt convins că ați fost, spuneți-mi, vă rog, cine vă sprijină din punct de vedere financiar? Primăria? Inspectoratul școlar? Cine? Noi, până acum, subordonați și direct la Ministerul Educației Naționale, prin Ministerul Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar, da, noi avem un festival național, Cocoșul de Hurez pentru copii, festival pe care anul acesta, din păcate, nu l-am putut desfășura din cauza problemelor actuale. Am primit bani și de la Ministerul Educației pentru desfășurarea acestui festival și sprijinul autorităților locale în fiecare an, nu a contat de fiecare dată, nu a contat cu marea politică, dar am primit sprijin din cauza, din partea autorităților locale. Pentru deplasările la concursuri, în general, noi am avut bani alocați de la Ministerul Educației și Cercetării, întotdeauna. Am participat la foarte multe concursuri, atât direct cât și indirect, că există și posibilitatea aceasta de a participa și indirect, trimitând lucrări, mai ales la cercurile acestea de pictură. Da, da, da. Sculptură, dar, pictură, da. Da, dar am participat și direct. Banii pentru deplasările la aceste concursuri i-am avut de la Ministerul Educației și Cercetării, din Inspectoratul Școlar. Am înțeles. Niciodată nu am dus lipsă, deci chiar am participat la foarte multe concursuri naționale, regionale. Transportul local sau la alte întreprinderi, la alte structuri organizatorice cu care colaborați de pe raza județului sau în afara județului, cine vi-l asigură? Primăria orașului Horezu sau apelați tot așa la diferiții sponsori? Transportatori. Nu. Noi v-am spus, bani pentru deplasările la concursuri am primit de la Ministerul Educației și Cercetării. Am apelat la microbuze, de exemplu. Noi nu avem microbuz al instituției. Ar fi bine dacă ați avea. Ar fi bine, dar mă rog, noi descurcăm. Da. Dar vă descurcați. Sigur că da. Am apelat fie la microbuzul de la liceul Horezu, fie la microbuzele de la primărie. Prin, am asigurat noi combustibilul, doar că ne-au pus la dispoziție microbuzele. Fără, da. Deci am colaborat foarte bine, atât cu liceul, cât și cu primăria, da, și ne-au sprijinit în ea. În ce an s-a înființat această structură organizatorică în vederea instruirii copiilor, tinerilor, de la vârsta de care a spus dumneavoastră 3 ani, până la 19 ani? Clubul funcționează din 1972, era Casa Pionierilor pe vremea aceea.
Da, deci de 48 de ani. Da, ne apropiam de 50 de ani, de secol, o jumătate de secol, da. Cei de la Vâncea din 53, adică în urmă cu 20 de ani. Da. Mai bătrân, să zicem așa. Nu, eu zic că cluburile și palatele, așa de, cam de pe atunci sunt, din 70, cam de pe 70 sunt ca și case ale pionierilor. Da, da. Ai fost casa pionierilor, da, care da. S-a înființat odată cu școala sportivă. Chiar informam telespectatorii noștri că școala sportivă de elevi cu clubul, cu casa pionierilor sunt înființate în același an, în 1953, iar în 1958 s-a înființat liceul sportiv. Mulți le intră pe ureche, le se palta, dar nu cunosc aceste lucruri. Participări, ceva rezultate, că văd că aveți vitrina plină, da. Plină, peste tot. Stimații telespectatori, o curățenie exemplară, așa este mereu. Eu am venit și când erau copiii la ateliere, la lucru, în plină desfășurare, în plină organizare, dar curățenia era la fel. Este un merit al personalului didactic, al oamenilor care conduc această structură, în frunte cu harnica directoare, inginera Elena Păunescu. Aveți, doamna directoare, aveți cadre didactice care fac naveta în altă comună sau sunt toți titulari care au domiciliu aici în Horezu? Avem un coleg de la Rănicu Vâlcea, colegul care este la cercul de ceramică. Da. Probabil că lumea culturală îl cunoaște pe domnul Cristian Sima, colegul nostru, un foarte pasionat pictor, dar și dânsul face naveta de la Rănicu Vâlcea. Și mai avem doi colegi de aici, din Măldărești și mai de ei. Bine, ăștia sunt în zona aici. Singur coleg, am spus. Am înțeles. Ceva rezultate de excepție care le-ați obținut în ultimii ani pe plan județean, național și de ce nu și internațional? Mai ales că pe frontispiciul acestei localități este trecut cu literă de aur capitala ceramicii românești, Horezu. Da, păi și trebuie... Acum mi-e destul de greu să, și nu vreau să scap vreun rezultat al colegilor, dar vreau să subliniez în primul rând rezultatele de la Olimpiada Națională de Meșteșuguri Tradiționale, care se desfășoară fiecare an la Sibiu. Din păcate, nici acolo n-am putut anul normal, acesta. Normal. Apropo, dar, veniți pe 27 la inaugurare, adică mâine, la târgul meșteșugarilor de la Vâlcea. Nu ne-am organizat ca să participăm, dar am înțeles. Că eu voi fi acolo cu colegul meu și spunea domnul președinte, dar și alții oameni de conducere cu putere de decizie, că va fi ceva frumos. Ploaia asta ne amenința mereu și de asta, din această cauză, organizatorii au luat o măsură binevenită și au amânat-o pentru data de 27, când va fi deschiderea. Am înțeles. Pentru că, iată, dialogul nostru se apropie de sfârșit. Doamna directoare, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru copii, pentru părinți, pentru cadre didactice, pentru orezeni și, de ce nu, pentru toți telespectatorii care ne urmăresc în această, la această oră, ne urmăresc pe micile ecrane? Mesajul meu este că sper să ne să trecem cât mai repede de această perioadă dificilă, să ne întâlnim cât mai repede cu toții, în primul rând copiii, așteptăm și colegii noștri cadre didactice, pentru toată lumea să treacă cu bine de perioada aceasta, să fim sănătoși și noi putere de muncă și, cum observați, spațiu și tot ceea ce trebuie să facem cu copiii. Mulțumesc foarte mult! Stimații telespectatori, ați avut minunatul privilegiu, minunată ocazie să o revedeți, să o reauziți pe tânăra și inimoasa directoare a clubului copiilor din Râmnicu, din orașul Horezu, capitala ceramicii românești, pentru că, iată, peste 2 ani va împlini, nu doamna directoare, ci unitatea, va împlini venerabila vârstă de 50 de ani. 50 de ani în slujba instruirii copiilor în anumite domenii de activitate extrem de plăcute, de apetisante, să spunem așa, de căutate
de tânăra generație. Iată, 1000 de copii înregimentați la această școală. Vă felicităm, primiți toate urările noastre de bine și de sănătate din partea colectivelor redacționale ale televiziunii Etalon, ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ale Academiei Olimpice și, ca de obicei, vom fi și de aici înainte alături de dumneavoastră. Și să vă mai spunem, stimată doamnă directoare, că la deschiderea anului va juca să ne dați un telefon, vom fi acolo și vă facem cadou un rând de echipament pentru tinerii fotbaliști. Cine știe, poate vom scoate de aici și fotbaliști de performanță ca să îmbine în mod armonios pregătirea școlară cu pregătirea sportivă. Da, vă mulțumesc și vă așteptăm oricând să ne fiți oaspeți. Mulțumim!